Zeynep'i yakamadım ama ben yanacağım. Yalnız başına hiçbir yere gitmiyorsun. O ne demek öyle? Yangın. Bülent 3-4 gün önce hapishaneden kaçmış. Sütice Malil Fırat. Bună prieteni. Bun venit la analiza noastră de episoade din seria Scarl TP. Va supraviețui Songul Incendiului? Ce părere are Alper despre Zeynep? Ce se întâmplă între Halil și Zeynep? Toate detaliile sunt în videoclipul nostru. Să nu uităm să vă abonați și să activați notificările în timp ce vizionați. Aștept sprijinul de vâse de 1500 de aprecieri pentru îmbrățișarea caldă a lui Zeynep și Halil. Halil realizează că arderea cabanei din pădure nu a fost un accident. El crede că trebuie să o protejeze acum. Se gândește, cine ar vrea să-l omoare pe Zeynep? Jandarmeria îl sună pe Halil și îl întreabă dacă au un inamic. Între timp, Songul, întrebându-se dacă există ceva legat de incendiu, aude conversația. Începe să intre în panică complet. Îi este teamă că se va dezvălui că el este cel care a comis crima. Pe de altă parte, se aude că Bulent a evadat din închisoare. Aceasta direcționează săgețile spre el. Pentru Songul, adresa mântuirii a devenit clară. Songul îl va da vina pe Bulent. El va adăuga că Zeynep le provoacă probleme. Halil nu va afla că Songul este vinovatul incendiului. Cu toate acestea, Zeynep trebuie să învețe că nu este greșeala ei din copilărie. Descoperirea furtului poate fi înțeleasă prin nevinovăția lui Zeynep. Halil, Alper și Zeynep vor merge să vadă produsele din fermă. Alper spune că Zeynep este o fată educată și inteligentă. Halil începe să devină gelos pe Zeynep. Zeynep va dori să se întoarcă acasă, spunând că bunica mea este bolnavă. Cu toate acestea, Halil va crede că viața lui Zeynep este în pericol. Nu va dori să o trimită singură. Vocea interioară a lui Halil spune, indiferent ce s-ar întâmpla între tine și mine, te voi proteja atâta timp cât vei fi cu mine. Când Zeynep insistă să meargă singură, ea va spune că focul a fost incendiar. În timp ce Halil și Zeynep se plimbă prin pădure, aud împușcături. Halil o va îmbrățișa pe Zeynep. Auzind împușcătura, Zeynep o va îmbrățișa strâns pe Halil, iar Halil o va consola pe Zeynep. Am ajuns la finalul videoclipului nostru. Nu uitați să urmăriți episoadele noi. Aveți grijă de voi! La revedere!